La Timișoara istoria se scrie în decembrie, este bannerul afișat de galeria lui Poli la meciul de astăzi. Într-adevăr, un moment special pentru fanii albioleți. Ieri, pe 4 decembrie, Poli, cea veche, Poli, cea istorică, a împlinit aniversat 94 de ani de la înființare. Și tot legat de luna decembrie, se vede și în partea dreaptă a acelui banner e tricolorul găurit, simbolul Revoluției de la Timișoara, pornită, cum spuneam, de aici în decembrie 1989. Bun găsit, vă spune Gabriel Tot, am de această dată și un invitat pe colegul meu de la Digi24 Timișoara, Claudiu Sav, bun găsit alături de noi. Bun găsit, Gabi, mă bucur să te ajut astăzi în demersul nostru, sper să și vedem un meci pe măsură, deși vremea nu e chiar foarte prietenoasă, însă sperăm la o victorie a echipei gazde, așa cum spuneai și tu, pentru a sărbători cum se cuvine cei 94 de ani. Într-adevăr, și o victorie i-ar aduce practic și titlul de campioană de toamnă, titlul neoficial de campioană de toamnă formației alb-violete, indiferent de ce se întâmplă în meciul cu Girului. Cu Girul poate depăși Poli doar în cazul în care Poli pierde astăzi și cu Girul se impune și ar putea depăși la gol averaj, practic. Sunt 3 puncte acum între cele două echipe, tot 3 puncte și față de performanța Eghiu în acest moment, însă nouă promovată din Alba a stat în această ultimă etapă a turului. Cu atât mai mult va fi interesant de urmărit dacă timișorenii vor reuși să câștige. Asta ar însemna că ar atinge o bornă destul de interesantă, fără înfrângere pe teren propriu, adică mai exact n-au cedat niciun punct în partidele disputate pe Știința în acest sezon. Vom asista la un moment de reculegere în memoria victimelor clubului colectiv. O partidă care cel puțin pe foaie ar trebui să meargă în favoarea echipei gazdă, și asta pentru că Măgura Cisnădie vine la Timișoara de pe locul 13, o echipă care n-a reușit să câștige decât o singură dată în deplasare. Vom vorbi pe parcursul acestei partide despre rezultatele lor pe teren străin. Dacă tot am vorbit de Sibieni, să vedem și primul 11. În poartă va stea Cătălin Căbuz, apoi pe teren sunt Ionuț Vladu, Gabriel Bara, Ciprian Natea, Paul Medeșan, Ionuț Petrescu, capitanul echipei, Robert Popa, Adrian Stănică, Radu Neguț, unul dintre jucătorii cei mai cunoscuți din lotul sibian, Adrian Radu și Alin Gombar în avanposturi. Pe banca de rezerve sunt Paul Florea, Răzvan Moisi, Cătălin Nasta, Marius Necula, Alexandru Bobe și Rareș Bârza. De partea cealaltă, Sorin Brândescu răspunde cu fișteag în poartă, apoi Birău, care îndeplinește din nou funcția de rolul de fundaș dreapta, apoi în centrul apărării sunt Dănuț Bilea și capitanul Cristian Gălan, pe partea stângă Carol Taub, la închidere ca de obicei Dinu Rebenciuc, apoi la mijlocul terenului sunt Giuricici Codrea, Vucea, mijlocaș dreapta, Ghinescu, așa cum ne-a obișnuit, mijlocaș stânga, în avamposturi Flavius Tulcan. Pe banca de rezerve sunt Paul Burtic, Andrei Țugui, Marius Marin, Branimir Stefanovici, Narcis Damian, Alexandru Bădăuță și Mădălin Stancu. Da, brigada de arbitri a meciului de astăzi se compune din Sobol Covaci, din care este fratele mult mai celebrului Ișvan Covaci, un arbitru cu ștate vechi de lucru în prima ligă. Apoi la cele două tușe, doi arbitri din Satul Mare, Tomaș Coprivo și Dănuț Costea. Observatorii sunt Emil Arsa și Daniel Scridon, ambii din Arad. A început așadar partida de mai bine de un minut cu formația din Cisnădie încercând un atac, însă au reușit timișorenii să rezolve. Cum spuneai și tu, Claudiu, Birău a revenit în rolul de fundaș dreapta pe care l-a jucat în primul său, la prima sa aventură în alb-violet, în urmă cu două sezoane. E poziția pe care a jucat-o și în Liga a doua anul trecut la echipele din Câmpina și Caransebeș, la care a evoluat.
Și acum un prim corner pentru Alvioleți, a fost o încercare de centrare acolo a lui Flavius Tulcan, respinsă în afara terenului de CBN, și asistăm la o primă șansă de gol pentru Alvioleți, care au pus mare preț în acest sezon pe fazele fixe. Ghinescu este acolo la colț, centrare însă pe jos, ajunge mingea la Tulcan, care întoarce la același Ghinescu, recentrează și lovitură cu capul a lui Codrea. Iată prima șansă de gol pentru Alvioleți acum când am intrat în minutul 3 al acestei întâlniri. În timp ce tu urmăreai această fază, am încercat să deșlusesc câte puțin din așezarea celor de la Măgura Cisnădie. Trebuie să spunem că ne este foarte greu în ultima perioadă să contorizăm ceea ce fac cei de la Măgura Cisnădie. Sunt foarte puține informații care ne revin din acea zonă. După cum vă spuneam, cei de la Cisnădie vin de pe locul 13. Aici la Timișoara, o echipă care n-a reușit decât 3 victorii în acest sezon, are și 4 remize și 6 înfrângeri, un gol avraj negativ, doar 10 goluri marcate și 21 primite. Evident, sunt doar 13 puncte pentru echipa din Cisnădie. Să vedem însă această acțiune a lui Vucea, bătăios, așa cum știm, sibienii resping și va fi o repunere din marginea terenului pentru timișoreni. Practic, cei de la Măgura Cisnădie n-au reușit să câștige pe teren străin decât o singură dată, acasă la Filiași, acolo unde întâlneau pe cei de la CSU Filiași, însă au reușit un rezultat, am putea să-l catalogăm surprinzător, tot în deplasare, un 2-2 pe terenul echipei secunde a celor de la Panduri, una dintre cele mai incomode echipe din această serie. E foarte, foarte greu să câștigi împotriva celor de la Panduri, mai ales atunci când primesc întărit de la prima echipă. A văzut pe propria piele, a simțit pe propria piele chiar și Poli aici pe Știința. Da, Pandurii, ca de altfel și Craiova, cele două echipe satelit din această serie, extrem de imprevizibile, cu jucători tineri care aleargă mult, așadar supun orice adversar la un efort considerabil, dar cum loturile celor două formații nu sunt constante, cum apar foarte, foarte multe modificări în cele două tabere, în cele două echipe, e greu de prevăzut înaintea unui meci direct ce ți se poate întâmpla. Va fi din nou lovitură de colț pentru Alvioleți, acum când ne aflăm în minutul 5 al întâlnirii. În continuare 0-0, Tulcan este de această dată rolul de servant acolo la colțul terenului. Sunt 6 jucători al Violeți în careu, o minge care îl căuta pe Gălan, însă s-a fluierat acolo un fault în atac și Măgura scapă cu fața curată și din această fază. ASEO a început așa cum ne așteptam, avântat, deja cum spuneai și tu, am avut 2 lovituri de la colțul terenului, nici nu este de mirare, și asta pentru că Măgura Cisnădie n-a impresionat din acest punct de vedere, mă refer strict la capacitatea ofensivă. Vă spuneam, doar 10 goluri marcate până acum în acest tur, 3 dintre acestea au fost reușite în deplasare, 2 pe terenul celor de la Panduri, 2 așa cum vă spuneam și în victoria de la Filia, și în rest au fost doar înfrângeri la 0 suferite de echipa sibiană. Să urmărim însă din nou un atac al celor de la ASEU Poli, se cere și primește într-adevăr o lovitură liberă în marginea careului echipa gazdă. Da, Vuci a fost cel faultat acolo. Iată, presează timișorenii careul advers. Va fi, iată, o nouă fază fixă. Vom vedea dacă de această dată vor avea mai mulți sorți de izbândă. Între timp trebuie să spunem că vom încerca să vă ținem la curent și cu ceea ce se întâmplă la Baia Mare, pentru că se joacă la această oră finala Superligii de Rugby între Știința, Baia Mare și Timișoara. S-a răzins la pauză, este 10-10. Pentru timișoreni a marcat Shannon Uneseu, Calafetian o transformare și o lovitură de pedeapsă, se centrează acum în careu. S-a recentrat, acum mingea ajunge la Ghinescu, care trage! Mingea se scurge însă agonizant în fața porții, dar a fost atinsă de un jucător al formației din Cisnădie și va fi o nouă lovitură de colț. Iată, în decurs de aproape 6 minute câte s-au scurs din această partidă, Poli e deja la al treilea corner. Vucea se pregătește să execute de data aceasta de pe partea dreaptă, început în forță pentru ASEU, care probabil vrea să rezolve cât mai repede această partidă, lucru cu care ne-a și obișnuit în multe din aceste partide. Ocazie din nou foarte importantă pentru timișoreni, cred că Bilea a lovit cu capul sau a trecut pe lângă minge. O nouă oportunitate. Birău a fost cel ce a lovit cu capul. Birău urcat acum în atac, acolo unde s-a obișnuit destul de mult la acest tur de campionat.
Ne-am uitat și peste 11-le echipei lui Ioan Luca. Numele cel mai cunoscut, așa cum vă spuneam la început, este cel al lui Radu Neguț, un jucător care a evoluat printre altele și la Voința Sibiu și la Inter Sibiu în cariera sa. A trecut și prin Liga a doua, dar și prin Liga 1. Lipsesc însă doi jucători extrem de importanți de la Măgura Cisnădie. Este vorba de Daniel Tătar și Eugen Beza. Beza, care la 37 de ani a făcut un tur de campionat foarte bun pentru sibieni. Da, sunt trei jucători care s-au format la echipa Fanion, să-i spunem, a Sibiului, mulți, mulți ani la Inter Sibiu. Toți au jucat până în momentul desfințării acestei echipe în sezonul 2000-2001. Dar să-l vedem acum pe Ghinescu, care alargă după acest balon, nu-l mai ajunge, dar nu a fost corner. Foarte vocal deja antrenorul celor de la Măgura Cisnădie. Ca orice echipă aflată în subsolul clasamentului, bineînțeles că a venit cu gândul să obțină cel puțin un punct aici la Timișoara. Am mai văzut o astfel de gândire și la cei de la CSU Craiova 2, o echipă pe care ASU Poli a învins-o în urmă cu două săptămâni la ultima fază a jocului, grație unui gol marcat de Vucea, o angajare a lui Codrea pentru Tulcan. Mingea ajunge însă în brațele lui Căbuz, portarul titular al sibienilor, care trimite pe partea stângă, acolo unde în mod normal ar trebui să stea Paul Medescu. Încă încercăm să așezăm pe teren echipa sibiană. Este foarte greu și asta pentru că, după cum ați văzut, ASU Poli atacă destul de consistent în acest debut de meci, încearcă să combine. Trebuie spus însă că terenul este din nou moale, pare și umed și probabil construcția va avea de suferit ceva mai mult în repriza secundă. Din ce văd, cel mai avansat om al celor de la Măgura pare a fi Adrian Radu, cu numărul 20, sprijinit acolo de Neguț și de Gombar. Acum o acțiune a lui Stanca, Adrian Stanca, acolo în luptă cu Taub, însă au reușit albioleții să scoată de acolo. Ghinescu blocat, dar va fi aruncare de la margine pentru timișoreni, care repun acum prin Taub. Recuperează sibienii. A fost pasa lui Vladu înapoi la fundașul central Bara. Bara înapoi la portarul Căbuz, care are ceva probleme, să nu era presat de niciun jucător al violet la această fază. Continuă să paseze fundașii oaspeți între ei. Și acum o minge aruncată înainte către același Adrian Radu. S-a respins și acum vine Ghinescu, dar nu se înțelege acolo cu Rebenciuc pentru a menține această posesie, această posesie, și acum o pasă direct în out a celor de la Măgura Cisnădie. L-am urmărit acum în ultimele secvențe pe acest Radu Neguț, cu câtă lejeritate a pasat, joacă rolul unui playmaker, mi-aduce puțin aminte de Leon Aidin, cel puțin modul în care se mișcă pe teren. Trebuie spus că în această ultimă etapă a turului s-au jucat deja trei partide. CSM Lugoj a reușit să treacă de pasa neagră în care se afla și a învins greu cei drept cu 1-0 pe CNS Cetate Deva. Un rezultat destul de important și pentru ASU Poli Timișoara. Pandurii 2, echipa despre care vă vorbeam, a învins Național Sebiș cu 2-0. Iată o echipă extrem, extrem de imprevizibilă și vedem o primă eroare în defensiva timișoreană, o neînțelegere acolo între Fișteag. A scăpat Fișteag balonul acolo și până la urmă l-a trimis în corner pentru mai multă siguranță și iată prima fază fixă de care beneficiază formația din Sibiu, acum că ne aflăm în minutul 11 al întâlnirii, 0-0 în continuare. Se pregătește acum centrarea, sunt 5 jucători sibieni în careul de 16 metri, însă respinge acolo Dinu Rebenciuc, într-o zonă în care nu se afla niciun jucător, era departe Flavius Tulcan pentru a putea iniția un contraatac. Buz acum ieșit la 30 de metri de propria poartă, degajează, trimite din nou în față la Adrian Radu, însă fără probleme reușesc să se descurce acolo fundașii centrali ai timișorenilor. Birău acum pe partea dreaptă, pasează înapoi la capitanul Gălan. Sunt multe momente de acest gen, așa pornesc cam toate acțiunile de atac ale timișorenilor, un soi de atac pozițional ca la handball, la care participă practic aproape toți componenții echipei. Acum Ghinescu în fața porții s-a respins de acolo, mingea revine în acea zonă a terenului. Încearcă acolo Stănică să se descurce, e presat de Carol Taub și
va fi aruncarea de la margine acum pentru cel din Cisnădie, pentru că Taub a fost cel care în săritură a atins ultimul mingea. Nu este exclus să vedem multe acțiuni care vor fi finalizate cu șuturi de la distanță sau șuturi la firul ierbii, pentru că am văzut și la acea fază la Fișteagă, e alunecată mingea, cu siguranță, așa cum vă spuneam, terenul este ud și devine din ce în ce mai greu, să sperăm însă că nu îi va incomoda prea mult pe anfitrion, care, iată, sunt deja încă o dată în jumătatea Sibirilor. Rămăsesem să vă mai spun că s-a mai desfășurat o partidă în această etapă, CSE Ofilia și Ineu 3-2. De la această oră se mai joacă Minerul Motru FC Hunedoara, Metalurgistul Cugir Craiova 2 și Millennium Jarmata Bicicrecu Mic. Bicicrecu Mic, echipa care i-a administrat al doilea eșec echipei timișorene etapa trecută, un sec 3-0, o partidă la care Gabi a asistat. Este una din puținele partide în care Poli nu a reușit să marcheze. Într-adevăr, e a treia partidă în care Poli nu a reușit să marcheze. S-a mai întâmplat la Lugoj, la primul eșec în etapa a patra. A fost 1-0 atunci pentru Gazde și la Alba Iulia, în duelul cu Performanța Ighiu, când Poli a înregistrat singura ei remiză din acest tur de campionat. În ceea ce privește meciul de la Bechkerecu Mic de săptămâna trecută, să spunem că Poli și-a creat ocazii față de, să zicem, înfrângerea de la Lugoj din etapa a patra, a contat mult mai mult în atac, însă nu a avut luciditate și a greșit foarte mult pe faza defensivă. Practic, Bechkerecul s-a mulțumit să stea la cutie și să profite de fiecare breșă din apărarea polistă. Acum o lansare a lui Taub pentru Giurici, surprins însă în poziție de offside, și rămâne 0-0 acum când ne aflăm în minutul 14 al întâlnirii. Să spunem că la Baia Mare a început repriza a doua a finalei dintre Timișoara, Serăsin și Baia Mare, și este eseu, iată, pentru timișoreni. Fonovai Tangimana a rezistat unui placaj și și-a creat drum către trenul de țintă. Calafetianu a nimerit însă bara butului la transfer. Mare este așadar 15-10 pentru Timișoara Serăzins în finala campionatului la Baia Mare. Ar fi într-adevăr o mare realizare pentru rugbyștii timișoreni să câștige titlul chiar pe terenul marii rivale din ultimii ani. Ar fi un weekend de poveste pentru Timișoara, să sperăm însă că vom avea parte de o victorie și aici pe terenul celor de la ASU, dar de ce nu și mâine în sala Olimpia, pentru că acolo și CH Politehnica va întâlni Steaua. A fost o încercare acum a celui mai experimentat jucător de pe teren din partea oaspeților, Radu Neguț, blocat foarte bine de fundașii centrale ai Timișoarei. Spuneam că mâine de la ora 17 în sala Olimpia avem un meci important de handbal, CH Politehnica, și ea sărbătorește cei 94 de ani într-un meci cu rivala Steaua. Un prim fault la mijlocul terenului, a fost o intrare ceva mai energică din partea lui Taub. Cel care se află încă pe gazon este Ionuț Vladu. Mi s-a părut unul dintre jucătorii ceva mai activi din partea sibienilor în acest prim sfert de oră, alături de Adrian Stănică. Deocamdată însă sibienii au alergat în gol, cu excepția acelei mici erori a lui Fișteag și cu această primă tentativă a lui Neguț, blocat de fundașii central timișoreni. Ionuț Petrescu trimite înalt acolo în careu, însă fără o adresă exactă, fără un destinatar bine stabilit, și Fișteag s-a descurcat acolo foarte bine. Taub acum încearcă să pornească un nou atac al timișorenilor, reușește Ghinescu să scoată o aruncare de la margine, nu a reușit acolo să-l fenteze pe acest Ionuț Vladu. Din nou Ghinescu acum cu capul pe spate pentru Tulcan, care îl presează pe Ciprian Natea, care greșește și acordă o nouă aruncare de la margine poliștilor. Se apropie din nou cu tot mai mulți jucători timișorenii de poarta adversă. Acum o minge, după care aleargă Ghinescu, însă nu o mai ajunge, va fi doar out de poartă, pe care se va pregăti să-l execute Căbuz. Minutul 16 aici pe Știința, 0-0 în continuare, ASU Politehnica pe Măgura Cisnădie. Da, Gabi, și după cum ne-am obișnuit și în partidele precedente, ASU Poli încearcă să construiască cel mai mult de pe flancuri, acolo unde stă foarte bine. De altfel, Chinescu astăzi pare că a intrat foarte bine în joc, rămâne de văzut ce va face și Vucea, unul dintre cei mai formă jucători ai timișorenilor în ultima etapă, fie că a stat la construcția unor goluri, fie că iată a reușit acel gol extrem de important, golul decisiv din victoria cu echipa secundă a Craiovei.
Ca și un jucător care dezvoltă o viteză bună pe flancuri. De altfel, jocul pe flancuri a fost printre punctele forte ale poliștilor în acest tur de campionat, pentru că indiferent dacă au jucat Vucea, Birău în postul de mijlocaș dreapta sau Ghinescu în general pe stânga, s-a creat pericol. Vucea e și un jucător cu o tehnică bună în regim de viteză, însă de multe ori, trebuie să spunem și asta, nu are soluțiile cele mai bune în față. Iată acum o minge a lui Giurici și o ratare cu poarta goală. Iată aceluiași Vucea, lipsă de concentrare aici, aș spune, la Vucea. A fost poate prea sigur pe el la această fază. Da, și cum spun fotbaliștii, s-a lăsat pe spate exact în momentul în care trebuia să imprime forță șutului. A fost o poziție foarte bună și din nou o ocazie izvorâtă din flanc. Interesant este că, iată, mijlocașul stânga Ghinescu a lucrat pentru cel de pe banda dreaptă, venit însă în centrul careului de 16 metri al sibienilor, și cred că putem consemna cea mai importantă ocazie a lui ASU în această partidă. Parcă se încălzesc jucătorii lui Sorin Brândescu. Îl vedem acum pe Galani și cu mingea la picior, o pase ceva mai puternică. În cele din urmă, mingea rămâne la timișoreni. Ghinescu combină repede cu Giurici și acum mingea ajunge la Taub. Va fi din nou repunere din marginea terenului. Foarte, foarte mult insistă timișorenii pe acest flanc stâng, și asta pentru că am văzut că și fundașul dreapta al sibienilor are tendința de a urca mai mult în această prima parte sau de a încerca să ajungă în jumătatea timișoreană. Deocamdată același Stănică reușește să îndepărteze cât de cât pericolul, înaintează, se pregătește de o cursă, dar mingea ajunge în cele din urmă la Gălan, la centrul terenului. Gălan calmează jocul, nu se grăbește. Din nou cu răbdare încearcă să construiască un nou atac timișorenii. Mingea înapoi la Gălan, care încearcă să lanseze acolo pe Ghinescu. Ghinescu în luptă, am impresia, cu Vladu, și a fost un fault în atac acolo, fluierat de arbitrul Sobolc Kovac din Carei. Minutul 19 pe știința, 0-0 în continuare, însă aș spune golul plutește în aer, pentru că Poli a avut inițiativa în acest început de meci. Cisnădie, ne amintim, a avut o singură lovitură de colț de care nu a profitat absolut deloc. Acum încearcă acolo să recupereze cei din Cisnădie, dar va fi doar o aruncare de la margine pentru Poli, acolo de pe latura de teren cu galeria, care cântă în continuare pentru timișoreni. Își dorește mult un frumos cadou pentru cei 94 de ani. Vom avea timp probabil să povestim și despre acest moment aniversar, pentru că trebuie știut că acest 4 decembrie nu semnifică practic începutul sportului sub egida Politehnicii Timișoara, ci data la care s-a votat statutul societății sportive a școalei politehnice, așa cum s-a numit ea la început, și prima structură de conducere. Și au fost trei secții sportive, interesant să spunem și asta. Deci din start Politehnica a fost un club polivalent. A fost secția de fotbal, a fost apoi secția de lawn tennis, așa cum era ea descrisă în anuarele Politehnicii. E vorba, bineînțeles, de tenis de câmp. Și o secție de atletism, în care se practicau trei probe atletice descrise simplu: fugă, disc și suliță. Trebuie spus că toate aceste lucruri s-au întâmplat numai departe de acest loc, pentru că ne aflăm într-un loc cu încărcătură aparte, și iată că după mulți ani Poli s-a întors aici pe știința și luptă pentru promovarea în Liga Secundă. Din nou un atac care pornește de data aceasta din apărare, o lansare foarte, foarte bună pentru Ghinescu, care își preia mingea, probabil va încerca să reușească centrare bună, dar mingea popusește în brațele lui Căbu. Spuneam despre această echipă a Cisnăriei, dacă tot ai vorbit de Poli, trebuie să le spunem celor care ne urmăresc, este o echipă care e obișnuită doar cu Liga a treia, a strat în total aproape 20 de ani la acest nivel sub diferite titulaturi, în perioade diferite, e drept, s-a întins pe mai mult timp această experiență în Liga 3, o echipă destul de mică și la propriu și la figurat, dar iată care deocamdată se prezintă destul de bine. Interesant, în acest campionat, vă spuneam, au reușit doar 3 victorii, toate la limită, și pentru a vedea cam cât de interesantă este această serie și cât de imprevizibilă este, vă spuneam de acea victorie cu Filiașul, dar a venit o victorie cu performanța IGU, o echipă la fel foarte incomodă, care stă în această etapă, și cred că cel mai important rezultat
clasamenta lor din alsibienilor din acest tur, un 4-3 cu FC Hunedoara acasă, după ce hunedorenii au condus cu 2-0. Sibienii au întors la pauză, după pauză, rezultatul în doar 15 minute. Este de altfel și partida în care au reușit să marcheze cele mai multe goluri, aproape jumătate din cât au până acum. Într-adevăr, și dacă spuneai de acea victorie cu performanța Eghiu, să spunem că acea a fost singura înfrângere a Eghiului în deplasare. E campioana deplasărilor formația pregătită de Adorian Himcinski în acest tur de campionat. Pentru că dacă toți suntem în ultima etapă, vom și face câteva concluzii și vom trage așa o linie punctată deocamdată peste ceea ce s-a întâmplat până acum în, iată, aproape jumătate de campionat în Liga 3-a, Seria 4-a. Poli din nou în atac, reușește acolo să câștige balonul Ghinescu, nu Giurici, ce a fost acolo, însă până la urmă au respins cei de la Cisnădie, o minge care iese acum în afara terenului și va fi aruncare de la margine pentru Poli. Gălan bate pentru colegul său din centrul defensivei Bilia, acum în dreapta pentru Birău, înapoi la Bilia. Din nou Gălan și de aici probabil va pleca pasa, însă nu, încă așteaptă timișorenii să găsească momentul potrivit pentru o lansare pentru oamenii de pe flancuri, cel mai probabil așa au curs acțiunile stas ale timișorenilor în acest sezon. Rebenciuc acum la mijlocul terenului. O pasă la Dorin Codrea, care se descurcă bine. Giuricic îl caut acum pe Taub, care reușește să țină această minge în teren, însă centrează foarte departe de coechipierii săi și mingea iese în afara terenului. Va fi out de poartă pentru Măgura Cisnădie. Tot vorbeam de o linie imaginară care să tragă concluzia, nu? Pentru noi în acest tur. Deși mai avem mai mult de o oră de joc din această întâlnire și din acest tur, trebuie să spunem, singurul absent al celor de la ASU Poli este Contescu, ținut în continuare departe după acea operație de apendicită. Dacă spusesem la începutul partidei de absențele lui Daniel Tătar și Eugen Beza de la oaspeți, la fel de interesant și un lucru care cred că merită scos în evidență este că ASU Poli n-a avut foarte mulți absenți nici din cauza suspendărilor, cu excepția aceei ieșiri a lui Rebenciuc. O echipă foarte disciplinată, atât din punct de vedere tactic, cât iată și la acest nivel. N-au primit prea multe cartonașe galbene, nici roșii. Asta spune mult despre modul în care se pregătesc băieții. Am văzut de altfel cât de unită este această echipă după victorii și mai ales după înfrângeri, pentru că, așa cum ai spus și tu, a fost de două ori cazul în acest tur de campionat. O centrare de pe partea stângă a sibienilor, Fișteag boxează pentru că n-a putut să rețină această minge, ajunge din nou în centrul terenului. O centrare foarte bună de data aceasta a numărului 8, Ionuț Vladu, cel care îndeplinește funcția de fundaș, rolul de fundaș dreapta. Pentru sibieni, iată, am avut deja două incursiuni destul de periculoase pentru sibieni, care se pare că vor încerca să atace poarta lui Fiștea cu aceste mingi lungi. Îl văd deocamdată pe Radu Neguț la centrul terenului, așa cum spuneam, în rolul de conducător de joc. E chiar în area cercului de la centrul terenului și întrepuințează baloane pentru jucătorii de pe margine, dar și pentru Adrian Radu, cel mai avansat jucător al sibienilor. Și venim cu noi vești bune de la Baia Mare, pentru că este 18-10 pentru Timișoara Serezins, în urma unui placaj înalt asupra lui Daniel Ianuș. Timișoreni au beneficiat de o lovitură de pedeapsă transformată de Valentin Calafeteanu. Așadar, 18-10 și ne apropiem, ar trebui să fim undeva pe la mijlocul reprizei, secunde deja pe stadionul Lascăr Ghinez din Baia Mare. Acum un jucător al celor de la Cisnădie a căzut, însă arbitrul Covaș din Carei a lăsat joc să continue, nu a acordat fault. Proteste din partea oaspeților. Acum s-a oprit partida pentru a vedea care sunt problemele pe care le acuză jucătorul căzut. Nu ne dăm deocamdată seama despre cine e vorba. Oricum, asistentul de pe această margine ridicase deja fanionul, semn că a fost offside la această fază. Deocamdată se întârzie, nu intervine nici echipa medicală a oaspeților, semn că problemele nu sunt atât de grave pentru jucătorul sibian. Da, se va relua dintr-un moment în altul meciul. Acum au repus timișorenii. O minge pentru Dinu Rebenciuc. Rebenciuc pentru Giuricici, care a încercat repede să prelungească. A reușit acum Tulcan pentru Taub. Ghinescu primește această minge, însă
s-a ridicat farinul de la margine, a fost din nou offside această dată pe atacul polist. Din nou mingea a ajuns pe partea stângă. Deja cred că am trecut de 8 atacuri pe această parte. Se joacă foarte mult pe direcția în care se află Ghinescu. Vucea l-am văzut doar la acea ocazie foarte mare venind în centru. În schimb, pe partea dreaptă se joacă ceva mai puțin. O fac însă acum Sibieni, o mută pe partea cealaltă. Însă mingea ajunge în marginea terenului și rămâne din nou în posesia timișorenilor, care s-au mai răcit, dacă putem să spunem așa. Apetitul ofensiv arătat în primele minute s-a mai diminuat, însă cu siguranță vor încerca să marcheze, așa cum spuneam, în debut cât mai repede pentru a-și asigura un meci destul de liniștit. Au avut parte de emoții și în etapele precedente, în acel meci de care am menționat deja cu Craiova, dar și în finalul partidei cu Pandurii 2 Târgu Jiu, când, trebuie să recunoaștem, am avut noroc la acea ultimă fază de poartă, la acea ratare imensă a gorjenilor. Da, n-au prea fost victorii clare pentru timișoreni în acest sezon, dar iată să vedem acum o șansă pentru Sibieni. Adrian Radu este cel care pătrunde centrare și trece pe lângă minge un jucător al Sibienilor. Fișteag reține în doi timp, însă cred că putem nota că fiind cea mai importantă ocazie a Sibienilor, a fost o pătrundere în viteză a lui Adrian Radu și iată un jucător al Sibienilor cade, se prăbușește la centrul terenului. Este vorba de Adrian Stănică, cel care a contribuit și el la faza de adinauri. Cred că cel care trebuia să fie destinatarul acelei pase este Alin Gombar, momentan la mijlocul terenului. O ocazie importantă, practic i-au lipsit doar câțiva centimetri până să ajungă la acest balon. Deocamdată îngrijiri medicale pentru Adrian Stănică. Spuneam la început că este unul dintre jucătorii care au alergat cel mai mult în această partidă. Într-adevăr, și a fost o fază plecată de la o greșeală a lui Gălan, care a căzut acolo, a alunecat în fața lui Radu și a permis acestuia să pătrundă. Se reia acum partida. Vlad a aruncat de la margine și experimentatul Neguț întoarce semn de fair play mingea la cei de la Poli. Un nou atac încearcă să construiască acum de către Al Violeți, Rebenciuc. Înapoi pentru Gălan, acum coboară Dorin Codrea pentru a recepționa acest balon și o lansare către Tulcan. Însă mingea nu a mai ajuns la singurul vârf al timișorenilor. Practic aceasta a fost formula cam în toate partidele din acest sezon pentru folosită de Sorin Brândescu, acest 4-1-4-1. Și cum spuneam și înainte, Poli nu a avut victorii clare în acest sezon, cu excepția celor două rezultate de 3-0 de aici din prima etapă cu Minerul Motru și în deplasare la Hunedoara. În rest au fost victorii la cel mult două goluri diferență, cu emoții, să spunem așa, pe final, dar după care bucuria poate a fost cu atât mai mare. Așa cum spunea și Sorin Brândescu, i-a văzut pe jucători mult mai fericiți după acele victorii ca cea cu Craiova, dar și ca cea de la Deva. Trebuie să ne aducem aminte, atunci unul din meciurile mai puțin reușite pentru ASU Poli, care s-a relaxat prematur, a fost 2-0 atunci, a fost egalați, erau pe punctul chiar și de a pierde acest joc, a fost însă acea reușită a lui Tulcan, dacă nu mă înșel, 3-2 pentru timișoreni. Într-adevăr, o victorie gustată din plin. Totuși, aceste succese venite pe final arată un alt lucru, că echipa stă foarte, foarte bine din punct de vedere mental și că reușește, iată, să treacă peste momente dificile, deși chiar profesorul Sorin Brândescu spunea în multe rânduri că nu înțelege de ce jucătorii se relaxează atunci când conduc și n-au fost de puține ori cazurile în care chiar au făcut acest lucru. Cum spuneai și tu, cu excepția unor victorii lejere, cum a fost cea cu Minerul Motor sau cu Filiaș, lucrurile au fost ușor complicate pentru timișoreni. Cred că aici ar dori să mai lucreze Brândescu cu jucătorii săi. Bine, e pe de o parte normal să se întâmple acest lucru, să fie și sincope pe parcursul unui joc. Foarte mulți dintre componenții echipei sunt tineri, chiar dacă nu toți sunt juniori, așa cum prevede regulamentul. Oricum trebuie să fie 3 jucători sub 19 ani, dar și pe lângă ei mai sunt jucători de 20, 21, 22 de ani, care încă au nevoie de încredere în propriile forțe, încă mai pot crește. Și de multe ori lipsa lor de experiență se vede și se pierd cu firia în unele situații. Spunea Sorin Brândescu, de multe ori
de exemplu, la 2-0 timișorenii luau gol și se instala un soi de panică în jocul timișorenilor, pe care el spunea că nu o înțelege și s-a tot repetat la multe meciuri și la partida cu Sebi, și mi-aduc aminte, și la meciul cu Pandurii 2 și la meciul cu Ineu, ca să ne referim doar la partidele disputate aici pe Știința. Iată și sibienii pregătesc deja prima schimbare. Cred că Stănică într-adevăr acuză acea accidentare de acum câteva minute. Îl vedem la marginea terenului pregătit pe Cătălin Nasta, un jucător care este născut în 1994, așadar un jucător tânăr, așa cum ne-am obișnuit în acest eșalon, așa cum ne spuneai și tu despre acea obligativitate cu trei juniori în teren. Se pare că este o schimbare care probabil îi dă puțin planurile peste cap antrenorului Ioan Luca, și asta pentru că am spus-o deja, Stănică se număra printre jucătorii cei mai activi, dacă într-adevăr el va fi cel schimbat. L-am văzut ridicându-se după acel contact foarte dur cu Cristi Gălan, care a arătat că este extrem de determinat și în această partidă. Din nefericire însă lipsesc ocaziile de poartă în ultimele minute. Am văzut și acum o oportunitate irosită de timișoreni de a ajunge spre poartă. Într-adevăr, cel care părăsește terenul este Stănică în minutul 26, cred, al acestei întâlniri. Și într-adevăr, cel care intră pe teren este Cătălin Nasta. Formația din Cisnădie e în atac, acum va beneficia de o aruncare de la margine pe care se pregătește să o execute fundașul dreapta Ionuț Vladu. Mingea acum care îl căuta pe Neguț, însă nu a mai ajuns mingea la veteranul formației din Cisnădie, a alunecat acolo Tulcan, însă o intervenție foarte bună prin alunecare a lui Dorin Codrea. Acesta trimite în stânga la Ghinescu. Ghinescu acum pentru Taub, venit la învăluire. Taub îl depășește acolo pe numărul 6, pe Ciprian Natea. Trimite în fața porții, de unde Tulcan trage pe lângă poartă. O execuție ratată a lui Tulcan, care ne-a obișnuit și în acest sezon cu șuturi bune de la distanță și cu, în general, cu execuții destul de precise. Nu a fost însă și cazul acum la această acțiune. Din nou sibienii încearcă să construiască, se complică acolo puțin fotbaliștii din Cisnădie. Balonul ajunge până la urmă la Neguț, acolo la mijlocul terenului, dar nu se înțeleg din nou oaspeții și posibilitate de contraatac pentru timișoreni. A fost o cursă acolo a lui Birău, venit din flancul drept, însă a pierdut balonul, nu a avut cu cine să combine. Insistenție din nou timișoreni, însă alunecă din nou Flavius Tulcan. Din nou Tulcan acum dă drumul la minge pentru Ghinescu. Șutul lui Ghinescu din nou puțin pe lângă poartă. O poziție mult mai incomodă cea din care a tras Ghinescu decât cea pe care a avut-o Flavius Tulcan cu câteva secunde mai devreme. Rămâne 0-0 și începe din nou să capete ritm partida. Minutul 34, așadar ceva mai mult de 10 minute până la finele primei părți, două oportunități irosite de timișoreni prin Ghinescu și Tulcan. La acea fază Tulcan mi-a lăsat impresia că a tratat-o puțin cu superficialitate, putea să facă preluare, așa cum spuneai tu, mai ales că șutează foarte bine. Acum o nouă angajare pentru Tulcan, se descurcă însă foarte bine Ciprian Natea, care respinge mingea în marginea terenului acolo. Vucea faultează, a fost un fault al lui Vucea la Paul Medeșan, dacă am văzut bine. Așadar, din nou s-au întețit atacurile celor de la ASEU Poli, însă pentru câteva momente am avut impresia că gazdele au intrat ușor-ușor în jocul oaspeților, un joc de posesie, un joc la mijlocul terenului, cum am văzut acum câteva momente, și din nefericire am mai observat în timp ce comentai tu că deja terenul nu arată prea bine, cel puțin aici pe partea în care ne aflăm noi, și cu siguranță le va fi foarte greu jucătorilor să construiască faze, mai ales în repriza secundă, aproape de final. Însă, cu toate acestea, timișorenii trebuie să încerce să ducă mingea din ce în ce mai mult în atac. Au început să lipsească fazele fixe, în ciuda faptului că la început am avut acele lovituri de colț consecutive. În ultima perioadă ASEU Poli n-a mai avut parte de astfel de oportunități și iată că sibienii calmează foarte bine jocul. Mingea se plimbă de la portar la fundaș și central, acum din nou la Căbuz.
un portar tânăr de doar 19 ani în poarta celor de la Măgura Cizărie. Da, spuneai, Claudiu, de terenul de aici, de pe Știința, nu e unul dintre, una dintre facilitățile foarte bune ale acestei, ale acestei baze. Doar vara, doar când nu plouă, doar când e soare, atunci mai arată într-un fel acest gazon. Altfel, toamna, pe ploaie, pe nisoare, pe burnița aceasta care continuă să cadă aici pe Știința, e destul de moale. Este și foarte, foarte folosit acest teren, care am impresia a fost reînsămânțat ultima oară acum vreo 7 ani, când s-a amenajat această bază, care totuși arată foarte bine și acum, dar, cum spuneam, cu acest minus, destul de important terenul de joc. Acum un șut al lui Neguț, se interpune acolo un fotbalist al gazelor și nu practic scoate mingea de pe traiectoria unui corner, pentru că era pregătit să facă același lucru acolo Gălan, însă Adrian Radu a fost cel care a încercat acolo să introducă mingea în plasă. Iată, o nouă șansă de gol născută practic din nimic de cei de la Cisnădie. Cam așa s-a întâmplat și săptămâna trecută la Becicherecu Mic, când faze care nu anunțau mare lucru s-au dovedit a fi extrem, extrem de periculoase pentru defensiva Polisă, de multe ori neatente la astfel de faze. Acum din nou alunecă acolo, cade într-un duel Tulcan și pierde mingea și cei din Cisnădie încearcă din nou să răspundă pe faza ofensivă. Profităm de această întrerupere și dacă tu ai venit cu veștile bune de la Baia Mare, trebuie să spun că gazdele au revenit în joc, este 15 la 18 în finala Superligii. Mai mult decât atât, Tangimana Fonovai a primit cartonaș galben și Timișoara va juca ultimele 10 minute cu un om în minus, lucru care poate nu ne miră, chiar dacă nu vedem această partidă, având în vedere că totuși jocul se desfășoară pe arena Lascăr Ghineț. O recuperare foarte bună, revenim pe Știința, Vucea trece foarte bine de doi fundaș, Vucea pe care au șut și gol! Gol! Din nou Vucea, din nou o cursă care îl caracterizează și iată, după veștile de la Baia Mare vin vești bune de pe Știința. 1-0 pentru ASU Poli. Un gol marcat de Ionuț Vucea în minutul 38. Da, după ploaie vine soare, așa cum spune o binecunoscută vorbă. Să sperăm că până la urmă va fi soare pentru timișoreni și la Baia Mare. Până una alta, pe Știința, deschidere de scor așadar pentru ASU Politehnica. 1-0, Ionuț Vucea a ajuns la a 5-a reușită din acest sezon. Este golgeterul echipei în acest moment. O fază caracteristică pentru Vuce, așa cum spuneai, e pătrundere de pe partea dreaptă și șut, foarte hotărât la această fază și jocul ar putea să capete alte valențe de acum încolo. Cisnădie trebuie să iasă mult mai mult la joc și ar putea lăsa astfel spații destul de largi în defensivă. Da, și încă o dată se confirmă faptul că Ionuț Vucea este unul dintre cei mai în formă jucători ai Timișoarei. Iată, cu doar 7 minute rămase până la finalul primei părți, Timișoara conduce Măgura Cisnădie și cred că este un gol al descătușorii, un gol pe care îl așteptam, un gol care plutea în aer, așa cum ai spus și tu acum câteva momente. De lăudat însă aceste acțiuni în viteza lui Vucea, cât de frumos, cât de elegant a trecut de adversarul său direct de pe acea parte, este vorba de Ionuț Vladu, cred că l-a lăsat în urmă apoi și pe Gabriel Bara, care a venit la dublaj, o execuție puternică în colțul, în vincul colțului scurt. Cred că nici Cătălin Căbuz n-a stat prea bine la această fază, l-a luat puțin prin surprindere, dar important este că ASU conduce cu 1-0 și că probabil va gestiona altfel repriza secundă. La acest scor, Timișoara termină pe primul loc turul de campionat. Și acum o nouă acțiune de atac a timișorenilor, o minge care îl găsește pe Taub, acolo în flancul stâng, a încercat să dea repede drumul la minge pentru Ghinescu, însă surprins în poziție de offside de carul lui ASU Politehnica. Așteptăm să vedem totuși cum vor reacționa cei din Cisnădie la această deschidere de scor de aici, de pe Știința. Un scor la care Poli este campion de toamnă.
așa cum am spus, pe parcursul acestei prime reprize. Indiferent de rezultatul înregistrat la Cugir, Poli va ierna pe primul loc și își va menține cel puțin distanța de 3 lungimi față de formația din județul Alba. Acum out de poartă pentru ASU Politehnica, nu a reușit combinația celor de la Cisnădie. Îl văd pe Necuț în rolul de antrenor din teren, dând indicații și colegilor din avamposturi și celor de la mijlocul terenului și apărătorilor. Într-adevăr, experiența sa e foarte importantă într-o echipă de altfel tânără, dacă nu luăm în calcul pe el și pe absenții de astăzi, pe Beza și pe Eugen Beza și Daniel Tătar, alți doi fotbaliști care, la fel ca și Necuț, au fost prezenți la ultima aventură a unei echipe din Sibiu în prima ligă în sezonul 2011-2012, atunci când Voința a jucat pe prima scenă. Iată, acum încearcă să mărească pasul cei de la Sibiu, dar reușește foarte bine să se descurce acolo Poli și poate fi un contraatac periculos. Vucea din nou își pune viteza în practică și este corner acum acordat de Vladu, care nu a vrut să se complice și a respins acolo din fața lui Ghinescu. Din nou lovitură de colț acum pe final de prima repriză pentru Alvioleți. 1-0 așadar din minutul 38 prin acel gol al lui Vucea. Se află Tulcan acolo la colțul terenului. Tulcan, o centrare în careu, s-a respins, însă doar până la Ghinescu, care trimite însă pe lângă poartă un șut pe care nu l-a prins foarte bine și la care nu au intervenit colegii săi. O nouă încercare a lui Ghinescu, destul de aproape de gol și până acum. Ne aflăm în minutul 42, așadar ceva mai mult de 3 minute dacă luăm în calcul și prelungirile. O nouă greșeală în defensiva sibienilor, care se pare că au fost descumpăniți de golul marcat de Ionuț Vucea. Cel care a greșit acum a fost Ciprian Natea. Până acum fundașii centrali sibieni s-au descurcat destul de bine, cu excepția câteva faze, și timișorenii repun acum de pe partea stângă. Mingea ajunge la Dinu Rebeciuc, mai departe în centru pentru Giuricici, cred că Giuricici a fost acolo. Codre a încercat să recupereze acest balon. Într-adevăr, Marco Giuricici pe partea stângă, așa cum ne-am obișnuit, se poartă atacul timișorenilor. Rebenciuc în centru din nou, așteaptă deja pregătit Taub, dublat foarte bine de noul intrat Cătălin Nasta, cel care a luat locul lui Adrian Stănică în urmă cu câteva minute. Rămân acolo în pressing timișorenii și reușesc să recâștige acest balon. Minge ajunge la Dinu Rebenciu, care trage pe jos și prinde până la urmă portarul Căbus. Sunt foarte periculoase și aceste șuturi la firul ierbii, pentru că terenul este ud. Mingea poate lua traiectorii ciudate în aceste situații, dar aici Căbuz a reușit să se descurce și a reținut. Va fi o aruncare de la margine acum pentru Măgura Cisnădie. Ne apropiem de finalul primei reprize. Mai sunt aproximativ 3 minute din timpul regulamentar. Vom vedea dacă va fi cazul și de prelungiri în această prima parte. Nu au prea fost întreruperi în acest prim mitan. Din nou resping timișorenii și o nouă aruncare de la margine pentru Voința Sibiu. O minge care ajunge acum în flancul stâng și va fi o lovitură liberă, am impresia. Cred că este lovitură de la colțul terenului pentru sibieni, dacă nu mă înșel, la treia în această primă repriză. De altfel, cu excepția celor faze create pe partea dreaptă, sibienii n-au fost periculoși decât la astfel de faze fixe. L-am văzut însă pe Fiștiag pregătit, fie că a fost nevoit să boxeze sau să rețină această minge, să pregătesc să repună în mingea joc sibienii. Un corner executat pe colțul lung și o reluare cu capul a celui mai experimentat jucător din echipa sibiană, a lui Radu Neguț. A reținut însă foarte bine Fișteag. Arbitrul poartă o discuție acum cu Ciprian Natea, pe care îl avertizează verbal. Da, a fost foarte atent portarul Fișteag la această reluare a lui Neguț, a stat bine pe picioare și acum îl urmărim pe Tulcan, care recuperează o minge, un șut al lui Tulcan în forță, respinge Căbuz în față, s-a respins de acolo și din defensivă, pentru că venea Vuce acolo pe respingere. Încearcă să iasă sibienii din apărare, însă este din ce în ce mai greu. Poli cu patru oameni acolo în
22-ul Sibian, ca să folosim un termen din rugby, dacă tot suntem cu un ochi și pe ceea ce se întâmplă pe stadionul Lascăr Ghinez din Baia Mare. Măgura încearcă din nou să construiască un atac, mingea ajunge pe flancul stâng, apoi revine în centru, stă acolo Juricic la cutie pentru a încerca să recupereze acest balon. Din nou mingea purtată pe stânga, se caută spațiul de centrare și va fi o aruncare de la margine. În continuare, Timișoara Saracens conduce la Baia Mare, timpul trece în favoarea lor. Un singur lucru de notat, a ieșit Gabriel Conache accidentat în locul său, a intrat Mădălin Lemnaru. Să sperăm însă că lucrurile vor merge așa cum se cuvine pentru Timișoara Saracens în Baia Mare. Din nou, momente ceva mai tensionate, de data aceasta pe partea opusă, și un prim cartonaș galben acordat unui jucător al celor de la Măgura Cisnădie. Acum când am intrat în minutul 46 după cronometrul meu, cred că este un cartonaș galben acordat unuia dintre fundașii centrali ai sibienilor. Ne vom edifica asupra deciziei centralului. Până una alta, lovitură liberă pentru Poli, pe care o execută Birău, înapoi către capitanul Gălan și fluier final al primei reprize aici pe Știința. 1-0 la pauză pentru Poli, gol marcat în minutul 38 de Ionuț Vucea. O primă repriză controlată clar de timișoreni, care meritau acest gol, gol pe tabelă. Să sperăm că vom veni cu vești și mai bune după pauză aici pe Știința. Sperăm să vă putem anunța că Timișoara Saracens este pentru a patra oară în istorie campioană națională la rugby. Claudiu Sav și Gabriel Tot, vă mulțumesc pentru atenție pentru prima repriză și vă așteaptă pe Știința și în partea a doua a meciului. 3 eliminații temporar. A început acum repriza a doua și pe Știința, cum spuneam, 1-0 pentru timișoreni la pauză. Nici o modificare în cele două formații acum la jumătatea meciului. Timișorenii încearcă din nou un atac, însă o pasă interceptată acolo la centrul terenului, o pasă a lui Rebenciu, care îl căuta pe Juricic. Dacă tot este să profităm de tehnologie, trebuie să spunem că am aflat și alte două rezultate înregistrate la pauză în această etapă în seria 4 a Ligii a 3-a, o partidă care ne interesează foarte mult. Metalurgistul Cugir CSU 2 Craiova 1-1 la pauză, în partida disputată în județul Alba. Și o altă informație care vine de la Motru, acolo unde Minerul Motru și FC Hunedoara sunt de asemenea la egalitate 0-0, însă hunedorenii evoluează din minutul 42, vor evolua din minutul 42 cu în a doua repriză cu un om în minus după eliminarea lui Alexandru Petrescu. Da, de la Cugir vin așadar vești foarte bune pentru Poli, pentru că la aceste rezultate timișorenii au 5 puncte avans în fața celor din Cugir. Aceasta va fi diferența peste iarnă. O aruncare de la margine acum a lui Birău, se descurcă. Pentru moment doar timișorenii a reușit să recupereze acolo chiar veteranul Radu Neguț și o minge care se scurge acum în afara terenului. Rămâne formația din Cisnădie în atac. Continuă și meciul de rugby. Vom încerca, cum spuneam, să vă ținem la curent. E un final absolut tensionat, urmărit de întregul stadion în picioare, susținătorii celor două echipe și o consistentă galerie timișoreană, din ce am putut observa în tribunele arenei din Baia Mare. Revenind pe Știința, Birău acum în posesie, înapoi pentru Bilia. Bilia acum pentru Gălan și jocul se mută în partea stângă la Carol Taub, care încearcă un lung de linie acolo pentru Marco Juricic, care se întoarce. Intră în centru Juricic, o pasă pentru Dorin Codrea. Revine mingea pe flancul drept la Birău, o minge, iată, la care greșește acolo unii dintre fundașii și gazdelor, se complică acolo Tulcan și nu va fi decât corner pentru timișoreni. A fost o greșeală a lui Bara, numărul 3 din formația oaspete, și lovitură de colț, cum spuneam, pentru albi-violeți. Ionuț Vucea este acolo la fanionul de la colțul terenului și se pregătește să execute
Sunt numai puțin de 8 jucători acolo în zona careului de la 16 metri, 8 jucători timișoreni, o minge care depășește mănunchiul de jucători poliști și poate fi o șansă bună de contraatac pentru Măgura. Cisnădie cere balonul Adrian Radu în partea stângă, s-a întârziat pasa și au pierdut unul, chiar două tempouri cei din Cisnădie la această fază. Și este final de meci la Baia Mare. Timișoara este campioană pentru a patra oară în istorie și a treia oară în ultimii 4 ani. O victorie cu adevărat importantă, obținută chiar pe terenul echipei din Baia Mare, chiar în fieful marii rivale din ultimele sezoane. Iată cele două formații care practic au dominat în trecerea internă în ultimii 5 ani. S-au întâlnit din nou în finală și Timișoara își păstrează recordul intact în ceea ce privește finalele disputate cu CSM Știința Baia Mare, fie că a fost vorba de Cupa României, de Superliga și de Cupa Regelui. Și Timișoara este pentru prima oară în istoria sa câștigătoare a eventului. Practic au fost 3 competiții în acest an în rugby-ul intern: Cupa Regelui, Cupa României și iată campionatul intern, toate câștigate de Timișoara Sarazins. Foarte important de spus, exact așa cum spunea înainte aceste întâlniri Dușan Filipaș, vicepreședintele clubului. Game, set și match. 6-0 la victorii în meciurile cu Baia Mare pentru Timișoara Saracens, o victorie extraordinară obținută. Cât de greu este să câștigi pe terenul finalistei, practic adversarului tale din finală, în condiții destul de improprii. Informații despre această partidă veți găsi și pe site-ul Radio Timișoara, dar și la Radio Timișoara, pe frecvențele Radio Timișoara, de la Viorel Jurcuț, care a fost prezent la această finală memorabilă pentru Timișoara Saracens. Și cu siguranță se bucură că a bătut atâta drum până acolo. Va fi cu siguranță una dintre finalele memorabile de campionat. Dar o acțiune de atac a celor de la Cisnădie. Revenim încetul cu încetul cu toată concentrarea aici pe stadionul Știința, unde Poli încearcă deocamdată să-și apere avantajul fragil câștigat în prima repriză. Vă reamintesc, prin golul lui Vucea din minutul 38. Măgura a arătat că poate fi periculoasă, mai ales acum în acest debut de repriză secundă. S-a calmat acolo jocul, va fi o lovitură liberă pentru timișoreni din propria jumătate. Gălan a executat scurt până la Rebenciuc, i-a revenit mingea lui Gălan. Acum Bilia, simplu în dreapta pentru Birău, pasă în față pentru Codrea, care scoate în dreapta pentru Ionuț Vucea, îl depășește pe Bara. Din nou Vucea, centrare în fața porții, vine acolo cu o lovitură de cap. Am impresia Marco Giuricici a fost cel ce a apărut acolo cu această lovitură, care nu și-a găsit însă ținta. Mingea la portarul oaspeților Căbuz, încearcă să iasă și Sibieni cu mingea la picior din propria jumătate. Foarte bine intervine acolo Birău, care se și accidentează însă. Vuce a trimis mingea în afara terenului, vine acum și centralul Sobolc Kovac. Vucea îl depășise în faza anterioară chiar pe Paul Medeșan, cel care a primit acel cartonaș galben în finalul primei reprize. Am rămas dator cu această informație. Între timp și suporterii timișoreni au arborat un banner în limba germană. Am auzit scandat și numele celor de la Borussia Mönchengladbach. Probabil este un mesaj de susținere. Văd un nume acolo, însă bineînțeles ne va fi greu să deșifrăm ceea ce, sau să traducem ceea ce înseamnă mai exact acel banner. Între timp, timișorenii sunt din nou la posesie. Ghinescu de pe partea stângă pentru Tulcan. Fault, într-adevăr, la mijlocul terenului. E de remarcat că nu au fost chiar foarte multe faze de acest gen. Nu au fost foarte multe întreruperi. S-a jucat destul de curat. Bineînțeles, ASU Poli a avut posesia în majoritatea timpului. Cred că dacă ar fi să avem o grafică, ar fi undeva în jur de 60-40%, probabil, poate chiar mai mult, posesia timișoreană. Codrea pierde destul de ușor această minge. Bara trimite în spate la Căbuz. Am menționat destul de des numele goalkeeperului Sibian, pentru că timișorenii s-au apropiat de multe ori de poarta adversarilor din acest joc. O minge mutată pe banda stângă, acum ajunge la Radu Neguț. Iată cât de elegant este Radu Neguț, care protejează foarte bine balonul. O centrare blocată a lui Paul Medeșan de Ionuț Vucea, care iată vine din față și face foarte bine și faza defensivă.
da, și rămân acolo Sibieni în atac, toți jucătorii celor de la Măgura Cisnădie se află acum în jumătatea de teren a lui Poli. Se aruncă acum de la margine o minge care îl căuta, am impresia, pe, chiar pe Neguț, însă care nu și-a găsit ținta, nu s-au înțeles din nou jucătorii formației din județul Sibiu și rămâne 1-0 pentru ASU Politehnica acum când ne aflăm în minutul 54 al acestei întâlniri. Iată, aproape 10 minute scurse din această parte secundă. Bilia acum combină cu colegul său din linia defensivă, cu Gălan pentru Taub. Înapoi mingea la Bilia și acum Birău. Birău ține mingea și acum dă drumul la pas pentru Vucea, însă s-a interpus acolo foarte bine Paul Medeșan și a reușit să respingă. Acum o lansare acolo, ce poate fi periculoasă, însă prea lungă acea minge și primul la balon a fost portarul Fișteag. Îi văd și pe timișoreni pregătind o primă schimbare, vom vedea imediat despre cine este vorba. Urcă din nou Birău, combina acum cei doi jucători de flancă drept ai timișorelor, cade Vucea în duel cu Medeșan, am impresia, și jocul este din nou oprit. Am tras cu ochiul pe cifrele de pe tabela de schimbări. Va intra Marius Marin în locul lui Dorin Codrea, cel mai probabil. Va fi o schimbare post pe post, doi jucători tineri. Iată, avem prilejul de a-l vedea din nou la joc pe Marius Marin. Spuneai acum ceva vreme că Ionuț Vucea este golgheterul timișorenilor în acest moment, cu 5 reușite. Un alt jucător care are un număr considerabil de goluri marcate pentru ASU Poli este Flavius Tulcan, cu 4 goluri. ASU Poli e o echipă care muncește foarte mult pentru reușitele din acest tur de campionat. Drept dovadă, are foarte mulți jucători pe lista care au reușit să marcheze până acum. Vă spuneam de Vucea și de Tulcan. Birău, Giuricici și Chinescu au fiecare câte 3 goluri. Apoi capitanul Cristi Gălan, Țugui și Bădăuț au câte 2. Au mai punctat pentru timișorenii în această primă jumătate de campionat Bilea și Codrea, cel care probabil va ieși de pe teren în minutele ce urmează. Da, vom vedea imediat ce schimbare pregătește Sorin Brândescu, un jucător al Sibiului căzut acolo aproape de careul polist. Jocul din nou întrerupt. Iată, dacă în prima repriză am avut un joc destul de cursiv, acum parcă încep să fie din ce în ce mai multe întreruperi pe începutul reprizei secunde, fragmentări ale jocului. Nu se produce încă această schimbare, se reia jocul cu timișorenii construind acum cu fundașii centrali. L-am văzut acum pe Galan înaintând, o minge acum a lui Taub care îl caută pe Giurici. Giuricici nu reușește să oprească acea minge și va fi aruncare de la margine pentru poliști din jumătatea de teren a oaspeților. Acum îl văd pe Sorin Brândescu solicitând schimbarea. Și într-adevăr, așa cum ai anticipat, Dorin Codrea este cel ce părăsește terenul. În locul său intră cu numărul 27 Marius Marin, cel mai tânăr component al lotului timișorean, născut în 1998. Marius Marin, un jucător care a jucat foarte mult și în Liga 2, a primit încredere din partea lui Dan Alexa și pentru că tot am spus de Dan Alexa, el urmărește meciul undeva la câțiva metri în apropierea postului nostru de comentariu. Antrenorul de acum al Rapidului a aflat și el în drumul spre promovare, însă din Liga Secundă în Prima Ligă. Deocamdată lucrurile merg bine, însă glumind, putem spune că iarna va fi una complicată. Tot timpul la Rapid, iernile, cel puțin în ultimii ani, au fost foarte complicate. Rămâne de văzut cum va fi iarna și pentru ASU Poli, pentru că cu siguranță e nevoie de câteva transferuri, de câteva implanturi. Gabi, tu ai văzut îndeaproape toate evoluțiile echipei și știi probabil unde ar mai trebui plusat, să spunem, în iarnă, cu atât mai mult cu cât există o serie de echipe, cel puțin în această zonă, care au o grămadă de probleme financiare, chiar și la nivelul ligii secunde.
într-adevăr, și așa cum au remarcat foarte mulți dintre susținătorii echipei în această toamnă, chiar dacă echipa, cum spuneam, a mers neașteptat de bine, dar mă opresc pentru această acțiune de atac care se pierde însă acolo undeva la marginea careului celor din Cisnădie. Cum spuneam, chiar dacă lucrurile au mers foarte bine pentru timișoreni în această toamnă, s-a simțit lipsa unui marcator autentic, a unui golgheter autentic, așa cum a fost David Drăghici în returul sezonului trecut de Liga 4. El a plecat, după cum se știe, în Liban, în vară, la Racing Beirut, unde continuă să evolueze, din ce am înțeles, destul de bine. De asemenea, se simte și o minte limpede la mijlocul terenului, așa cum era capitanul de anul trecut, Leonard Naidin. E nevoie de cineva care să limpezească apele acolo la centru, care să dirigeze acțiunile de atac ale echipei, pentru că, așa cum vedem, linia de mijloc a timișorenilor este extrem, extrem de tânără. Acum nu-l punem la socoteală pe Dinu Rebenciu, care e născut în 1989, el oricum este închizător și nu are din fișa postului acest rol, dar e nevoie totuși de cineva care să coordoneze, cum spuneam, acțiunile de atac. Asistăm acum la o nouă șansă pentru timișoreni, care se oprește însă acolo la 25 de metri de poarta lui Căbuz, care acum degajează înalt. Mingea ajunge la Marin acum. Marin, o pasă, o intenție foarte bună pentru Tulcan, dar offside ridicat de la margine. Făceam referire adineauri la problemele financiare care se regăsesc din nefericire un eșalon mai sus la echipele din area noastră de interes. Bineînțeles, atenția cade pe Metalul Reșița și mai nou, iată, și pe FC Caransebeș, dar și pe FC Bihor. Spuneai tu acum ceva vreme, interesant este că în această serie niciuna dintre echipe nu pare a avea probleme financiare, este o serie destul de stabilă. Să vedem însă această acțiune. Marin pătrunde în careu, Marin trage! Ce ocazie bună are Poli în acest minut 61, o intervenție excelentă a lui Căbuz, deși am avut impresia că mingea va trece chiar pe sub el, un șut în forță la colțul scurt al nou intratului Marius Marin. Așadar, cea mai importantă ocazie din repriza secundă vine la aproape o oră de joc scursă aici pe Știința, foarte aproape de 2-0. Execută Vuce această lovitură de la colțul terenului. Mingea era în preajma lui Cristi Gălan, resping Sibienii, nu departe însă de poartă, și este într-adevăr un fault în atac comis de timișoreni. O oportunitate destul de importantă, irosită de Marius Marin. Iată, în unele momente se vede poate lipsa de experiență, însă oricum a urcat și a protejat foarte bine înaintea acelei faze. Și trebuie să spunem că și Căbuz a avut noroc, așa cum am văzut, mingea a căzut sub el și putea fi deviată practic în orice direcție, fie în stânga barei, fie în dreapta ei, adică în poartă. A fost până la urmă în stânga și a rezultat doar acest corner. Am asistat așadar la prima ocazie cu adevărat importantă de gol pentru timișoreni în această repriză secundă. Nu timișorenii sunt cei cu cuțitul la os, să spunem așa, în aceste momente, dar e clar că și-ar dori o limpezire a lucrurilor aici în duelul cu Măcura Cisnădie. Un gol care să liniștească apele, pentru că formația din Cisnădie, chiar dacă și-a dorit, poate acuză și absențele celor despre care vă spuneam în prima repriză, absențele lui Beza și Tătar. Cei doi golgheteri practic a echipei, ambii au câte trei goluri în acest sezon. Necuț a marcat doar o singură dată în acest tur de campionat. Și o nouă schimbare pentru ASU Politehnica. Bădăuță îl văd la marginea terenului, probabil Tulcan va fi cel schimbat de Sorin Brândescu. Tulcan, o evoluție destul de ștearsă astăzi, trebuie să spunem, dar urmărim această lovitură liberă din lateral stânga. O minge aruncată în careu, a sărit acolo Birău, a ajuns din nou în careul timișorean și nu a fost decât out de poartă. Schimbare așadar în tabăra alvioletă, care se produce acum. Într-adevăr, Tulcan este cel ce va părăsi terenul și în locul său Alexandru Bădăuță.
Un atacant care nu putem spune că a făcut furor în acest tur de campionat, dar a fost util, a marcat două goluri importante pentru timișoreni în această toamnă. Un fotbalist cu experiență mai cu seamă în zona de sud a țării, acolo și-a desfășurat întreaga carieră până acum. A venit chiar de la una dintre revelațiile actualei ediții din Cupa României, de la Unirea Brânceni, o formație din Liga 4 a Telorman, care a ajuns până în 16-imi. Iată acum și șutul lui Bădăuță, cel despre care vă vorbeam, scoate Căbuz în corner și va fi o nouă fază fixă pentru albioleți. Mult de lucru în ultimele minute pentru portarul de 19 ani al oaspeților, Cătălin Căbuz, care până acum s-a descurcat onorabil în ciuda golului primit de la Ionuț Vucea. Atunci am avut impresia că ar fi putut scoate acea minge. Un corner bătut de același Vucea pe colțul scurt. Vine la întâlnire foarte bine Marius Marin și din nou un fault în atac comis de Marius Marin, așa cum se întâmplase și în urmă cu câteva secvențe. Așadar, o primă oportunitate, cred că Bădăuță la prima atingere prelungită de a balonului în această repriză secundă de la intrarea sa, iată, semnează o nouă ocazie importantă pentru ASU Poli, un nou fault în atac. Sibienii întâmpină dificultăți în construcție și asta pentru că în această parte a terenului deja gazonul nu se prezintă prea bine. Oricum, ei au încercat mai mult în prima repriză să arunce mingea pe vârf. Iată cum se întâmplă și în acest moment. Cătălin Nast a intrat în prima repriză în locul lui Adrian Stănică. A fost cel care a preluat această minge, din nou o minge care îl caută pe același Cătălin Nast. Se descurcă însă excelent Bilia și va fi o repunere din marginea terenului pentru oaspeții acum când am intrat în minutul 19 al reprizei secunde. Iată că modificările lui Sorin Brândescu efectuate până acum în repriza a doua au efect, pentru că singurele ocazii cu adevărat importante din această parte secundă au fost semnate chiar de cei ce au intrat, Marius Marin și Alexandru Bădăuță. De obicei inspirat la schimbări Sorin Brândescu, s-a văzut și în alte meciuri când jucătorii pe care i-a introdus au reușit să înscrie sau să înscrie goluri importante care au decis soarta partidelor. Acum timișorenii din nou combină în propria jumătate, mingea ajunge la portarul Emanuel Fișteag, acum la capitanul Cristi Gălan, în partea stângă către Taub, aleargă acolo Ghinescu pe flancul stâng, mingea se află însă la Bădăuță și un șut sănătos acolo de la 22 de metri al lui Marco Giuricici, reține în doi timpi Căbuz, sigur pe el la aceste șuturi de la distanță și pare a fi totuși o soluție în momentul în care nu poți ajungi cu mingea până pe linia porții, cum par să încerce de multe ori timișorenii aceste șuturi de la distanță, mai ales așa cum spuneam, în condiții meteorologice destul de nefavorabile, cu un teren greu și cu mingea destul de udă de la această burniță care cade necontenit peste arena Știința. Se repetă oarecum scenariul din prima repriză cu un forcing al gazdelor, practic iată după ceva mai mult de un sfert de oră. Avem foarte multe ocazii pentru ASU Poli, din nou ocazia acum a lui Ghinescu, care încearcă să întoarcă la 16 metri pentru Bădăuță, îl prinsese pe picior greșit oricum această pasă ușor în spate a lui Ghinescu, de remarcat însă că s-a mutat din nou jocul pe partea stângă. Seamănă foarte mult aceste momente jocul cu ceea ce s-a întâmplat în debutul primei reprize. Deocamdată ASU Poli se descurcă foarte bine și în defensivă și l-am văzut acum pe Birău descurcându-se admirabil ca fundaș dreapta. Foarte bine a făcut astăzi faza defensivă Birău, un jucător care, așa cum spuneai, poate juca atât în avamposturi cât iată și în defensivă. Astăzi cel puțin nu s-a trecut pe partea lui, s-a descurcat admirabil, cum spuneam, și pare destul de confortabil în linia de fund acolo unde mai sunt Bilia și Gălandar și Birău și Taub. Da, a fost avansat Birău în acest sezon de Sorin Brândescu în rolul de mijlocaș dreapta. Acolo poate trebuia o dublură pentru Ionuț Vucea, trebuia concurență pentru că pe postul de fundaș dreapta era Alexandru Contescu, ceea ce lipsește astăzi. Din câte se știe, el s-a operat de apendicită și a ratat, iată, ultimele trei meciuri din acest tur de campionat. De asemenea, pe postul de fundaș dreapta poate juca și Stefanović, cel ce este rezervă la această partidă.
Acum o aruncare de la margine, au încercat să bată repede timișorenii prin Vucea, însă arbitrul Covaș din Carei a oprit execuția pentru că nu se efectuase din locul potrivit. Mingea la capitanul Gălan, acum întoarce către Ionuț Bilia. Bilia înaintează cu mingea la picior și trimite până la urmă în dreapta pentru Birău, Birău înapoi pentru același Bilia. Minge în spate acum la portarul Fișteag, care foarte, foarte calm reușește să îndepărteze pericolul. Acum degajează Birău, se luptă la cap și câștigă mingea Marco Giuricic, însă doar pentru moment. A prelungit acolo pentru Bădăuță, însă nu a reușit să păstreze posesia nou intratul din tabăra timișoreană. Și acum o lovitură liberă din propria jumătate pentru oaspeți, executată de Natea, de Medeșan. A fost executată Neguț acum în partea stângă pentru nou intratul Nasta, pentru cel ce a intrat în prima repriză, și centrarea lui Medeșan zboară pe lângă minge acolo portarul Fișteag. Se retrimite mingea în careu și salvator acolo Birău, iată jucătorul pe care tocmai cel lăudai, o intervenție foarte bună acolo din fața unui jucător al oaspeților care se afla în așteptarea mingii doar pentru a o introduce în plasă. Da, și l-am văzut adineauri pe Sorin Brândescu destul de nemulțumit de faptul că elevii săi nu țin mingea mai mult și că încearcă să arunce toate mingile pe vârf. Cel puțin așa s-a întâmplat în ultimele secvențe, când cel care era căutat de baloane era fie Vucea, fie Bădăuță la faza de adineauri. A ieșit puțin hazardat Fișteag în urmă cu câteva momente, însă până la urmă totul a decurs bine pentru ASU Poli, cu acea intervenție excelentă a lui Birău, care și-a păstrat calmul deși se afla în colțul careului mic și orice deviere de acest gen putea fi periculoasă pentru poarta colegului său. Să vedem însă din nou o acțiune, o construcție ceva mai vioaia celor de la ASU. Mingea însă ajunge din nou pe linia de fund și circulă de la capitanul Cristi Gălan până la Birău pe partea dreaptă. Rebenciuc nu reușește să preia această minge și dă posibilitatea lui Neguț să lanseze un contraatac pentru Sibieni, care deocamdată se mișcă din nou foarte bine pe acest flanc stâng, unde a intrat jucătorul cu numărul 17 în finalul primei reprize, și un fault acordat, după părerea mea, destul de ușor la această fază în centrul terenului. Îl văd nemulțumit și pe Sorin Brândescu, care parlamentează puțin cu tușierul de pe această parte. Până la urmă, decizia lui Sobolj Kovac din care îi rămâne în picioare și Neguț se pregătește să arunce balonul cel mai probabil în careu. E totuși o distanță destul de mare pentru a încerca un șut direct pe poartă. Sunt cam 40 de metri de buturile lui Fișteag. Acum Neguț înalță o minge care trece, care se scurge în aut de poartă. Nu au reușit să profite, iată, cei de la Măgura Cisnădie de fazele fixe. Au avut mai devreme un corner care nu a rezultat în nimic, iar acum o lovitură liberă ce, cum spuneam, chiar în aceste condiții meteorologice, fazele fixe pot juca un rol foarte, foarte important, însă neatenția și lipsa de comunicare au scăpat-o pe Poli de griji. Poli care încearcă să revină acum în atac, o minge a lui Gălan, foarte bine încearcă acolo să prelungească Marin, mingea ajunge pe partea dreaptă la Vucea, care intră în careu, Vucea în fața porții și respinge unul dintre fundașii gazelor în corner. Din nou fază fixă pentru timișoreni și urcă fundașii centrali Bilia și Gălan, foarte periculoși la duelurile aeriene în careurile adverse. Juricic îl văd pregătit să execute această lovitură de colț. Juricic își așează mingea și antrenorul celor de la Măgura Cisnădie, Ioan Luca, își aranjează elevii. Acum un șut de la mare distanță a lui Vucea, care trece pe lângă poartă. Rămâne așadar 1-0 pentru timișoreni acum, când ne aflăm în minutul 72 al întâlnirii. La cum merge jocul, cred că ASU Poli va mai marca un gol până la sfârșitul acestei partide. Au început din nou să preseze foarte mult defensiva, de altfel destul de bine organizată a echipei din Cisnădie. Mă gândeam că, spre deosebire de echipele care au venit pe știința în aceste zone, cei de la Măgura Cisnădie au arătat foarte bine în defensivă, drept dovadă
dar iată și scorul este numai 1-0 față de alte partide în care Poli poate conducea deja cu 2-0, cum a fost cu Motru sau cu Filiaș, însă pătimesc sibienii la capitolul ofensiv, acolo unde chiar dacă l-au pe acest Neguț, care iată este cel care dă toate pasele în față, nu au fost foarte periculoși, cu excepția celor centrări venite de pe flancuri, fie la fazele fixe, fie la aceste urcări ale mijlocașilor stânga și mijlocașilor dreapta. O minge acum pentru Vucea în lateral dreapta, mai departe pentru Marius Marin, care a încercat să îl angajeze din nou pe Vucea, iarăși jocul s-a mutat pe partea dreaptă pentru ASU Poli. Birău, iată, preferă să paseze din nou în spate, destul de multe pase în spate în ultimele minute, însă probabil se încearcă o construcție treptată ca la handbal. Da, Sorin Brândescu, adeptul acestor construcții elaborate, în care să jucătorii să-și păstreze calmul, să nu se grăbească, să aștepte până găsesc cea mai bună soluție. Iată-l pe Marin acum în... Marin recuperează, rămâne pericol, însă trece acolo pe lângă minge Juricici și se respinge. Iată o nouă șansă bună de gol irosită de timișoreni. Repeciuc ține foarte bine acolo de balon și trimite în partea stângă la Taub. Taub combină cu Ghinescu acolo în flancul stâng. Ghinescu intră în centru, dar își prelungește balonul și îl pierde acum. Șansă de contraatac irosită și pentru cei de la Măgura Cisnădie. S-a respins mingea acolo la Vucea, care încearcă să iată și îl păcălește acolo, cade Vucea, însă centralul Covaci nu schițează niciun gest. Rămân timișorenii în atac. Marin pătrunde și el în careu. Marin o pasă în fața porții, însă nu se afla acolo, era foarte departe Ghinescu de această fază. Rămân în continuare timișorenii în atac. Nu, până la urmă pentru Cisnădie s-a acordat această aruncare de la margine și iată s-a calmat după aproape 2 minute de presiune continuă. S-a mai calmat jocul și moment de respiro pentru cei din Cisnădie. Se insistă foarte mult pe această bandă dreaptă, asta pentru că evident aici se află și Ionuț Vucea, care are o viteză în plus față de fundașii celor de la Măgura Cisnădie, dar și pentru că aici evoluează Paul Medeșan, jucătorul de doar 22 de ani al oaspeților, depășit foarte, foarte des de jucătorii timișoreni și de Marius Marin mai nou, de când a intrat în teren, dar și de Bădăuță. El joacă rolul de fundaș stânga, Vucea l-a depășit și la gol destul de elegant și mi se pare veriga slabă din defensiva sibienilor și probabil de aceea se încearcă mai mult cu aceste mingi pe partea dreaptă. Acum s-a sărit peste această construcție elaborată pentru a-l angaja pe Bădăuță. Mingea a rămas însă în posesia sibienilor. Se descurcă foarte bine Taub acolo, cred, și mingea ajunge la Ghinescu. Din nou pentru Taub va fi o centrare în careu. Mingea ajunge la Ionuț Vucea în marginea careului. Vucea încearcă un dribling, trece din nou de Paul Medeșan. Este blocat, Vucea rămâne la balon și o nouă ocazie ratată de același Ionuț Vucea. Încă o dată o intervenție propice a lui Cătălin Căbuz, care a închis foarte bine unghiul. Din nou am avut impresia că mingea se va strecura printre picioarele tânărului goalkeeper al oaspeților, însă Vucea are din nou ghinion. Cred că este a treia sau, dacă nu, a patra ocazie ratată de timișorean în această repriză secundă de pe partea dreaptă. Va fi o nouă lovitură de colț pentru ASU Poli, executată de același Ghinescu, lung în careul caută pe Gălan, care este știut faptul că reușește să marcheze de multe ori cu capul după astfel de faze. Vucea și din nou Ghinescu venit de pe partea stângă, acum pe dreapta, un 1-2 rapid între cei doi jucători, la care a mai asistat și Bădăuță, dar acum va fi un contraatac care se anunță destul de periculos pentru sibieni. Trece foarte bine numărul 17, Cătălin Nasta, blocat însă ideal de Rebenciuc. Acesta este lucrul pe care trebuie să-l facă Dinu Rebenciuc, să se retragă rolul său de închizător, s-a văzut foarte clar la această fază. Și acum o minge din nou pentru Ghinescu, venit pe flancul drept, Ghinescu îl întoarce acolo pe Medeșan, lasă pentru Marin, care cade, se cere lovitura de la 11 metri, însă din nou impasibil centralul. Tușierul se pare că a indicat că ar fi fost fault acolo în careu. Iată-i pe jucătorii timișoreni strânși în jurul centralului Covaci. Într-adevăr, tușierul indicase penalti acolo și va fi un cartonaș galben acum arătat lui Dinu Rebenciuc pentru proteste. Nu va fi decât corner, nu întoarce centralul din care e această decizie.
Marin este acolo la colțul terenului și se pregătește să execute această nouă fază fixă, dar cred că se va efectua și o schimbare la formația oaspete. Bobeș este pregătit să intre. Se află la marginea terenului. Acum se va executa cornerul, se întârzie schimbarea. Aruncă Marin mingea în careu, se respinge. Ghinescu a fost acolo, îi revine balonul. Ghinescu acum este Marin la balon. Marin foarte bine, vine Ghinescu acolo și recuperează șutul lui Ghinescu. Puțin peste transversală. O fază aplaudată de publicul de pe Știința și încă se întârzie această modificare. E de minute bune Bobeș la marginea terenului, însă nu se produce a doua modificare din tabăra oaspeților. Rămâne așadar 1-0 între ASEO Politehnica și Măgura Cisnădie, acum când ne aflăm în minutul 78 al întâlnirii. Mult mai animată această parte a jocului, foarte multe ocazii pentru ASEO Poli, care se îndreaptă tot mai mult spre poarta apărată de Cătălin Căbuz. Am avut și această ocazie lui Ghinescu, trebuie să spun cu toată subiectivitatea, mi s-a părut că a fost penalti. Am și văzut, cred că și tușierul lui s-a părut același lucru, așa cum spuneai și tu, cred că a fost penalti la acea incursiune. În fine, nu mai contează, tabela indică tot 1-0 grație reușitei lui Vucea din prima repriză. Acum Gălan pentru Taub, pe partea stângă s-au mutat atacurile timișorene, același Ghinescu neobosit centrează sau a încercat să-l găsească pe Bădăuță în careu. Ghinescu, iată, am mai văzut astfel de schimburi la ASEO Poli. Ghinescu a venit pe dreapta și Vucea a mers pe stânga. S-a întâmplat și la această, în aceste ultime momente, deși a fost evident vorba de câteva faze fixe. Specialistul cornerelor Ghinescu recentrează foarte bine cu interiorul. Multe dintre mingii caută pe fundașii centrali, care într-adevăr sunt ceva mai înalți, Gălan și Bilia. Acum recuperează acest balon Giuricici și o lansare pentru Alexandru Bădăuță. Bădăuță ajunge acolo în flancul stâng, are un adversar în față și va fi din nou corner pentru timișoreni. A scos, cred, maximum Bădăuță din această situație, pentru că era foarte izolat acolo în colțul terenului, nu prea avea cu cine să combine în acel moment. Până la urmă a ieșit o nouă fază fixă pentru timișoreni. Se pregătește, am impresia, tot Ghinescu, se execute înalt în careu, s-a respins de acolo. Dar mingea revine celor din Cisnădie și în continuare deja îl compătinesc pe Bobeș, care așteaptă de vreo 5 minute să intre. Acum probabil o va face. Nu de alta, este destul de frig deja pe Știința și fără să joci este destul de greu. Și este chiar cel ce a intrat în prima repriză. Destul de bizară această modificare, însă știe Ioan Luca ce știe probabil. Dar Cătălin Nasta, cel înlocuit, intră Alexandru Bobeș, doi jucători de aceeași generație, 1994. S-a descurcat din punctul meu de vedere destul de bine Nasta în minutele care a reușit să evolueze aici pe Știință. A pus destule probleme poliștilor acolo pe flancul drept. Și acum o minge pe care o urmărește Bădăuță, însă iese foarte bine Căbuz, reține și acum degajează. Calmează jocul Gălan, foarte stăpân pe această intervenție și din nou mingea în posesia timișorenilor. Va fi o modificare și în tabăra gazdelor, atâta timp cât s-a încălzit pe marginea terenului Bobeș, Sorin Brândescu va muta și el și va intra cel mai probabil Țugui. La 19 ani se pregătește să intre în teren. Țugui a reușit să marcheze un gol frumos și în deplasarea de la Hunedoara la cel 3-0, acea victorie categorică. Din nou Vucea acum pe partea dreaptă, foarte bine a urcat Birou, a încercat să paseze cu călcâiul și a reușit Marius Marin, nu a fost foul, centrare într-o zonă în care însă nu se afla niciun coleg de-al său, pentru că Bădăuța atacase colțul scurt, iar în zona punctului cu VAR nu se afla nimeni. Iată-l acum pe Neguț, încearcă să îl lanseze pe Adrian Radu, singurul jucător avansat al celor de la Măgura Cisnădie. Oh, ce intrare excelentă, intrarea lui Cristi Gălan, din nou imperial deocamdată, nicio greșeală pentru Cristi Gălan în defensivă. Țugui este cel care așteaptă acum pe marginea terenului și el de ceva vreme. Să vedem însă și această fază fixă, nu se grăbește de carul oaspeților Radu Neguț, extrem de elegant, să n-a făcut nici rabat de efort în această partidă, însă are un stil așa destul de lent, într-adevăr.
Să vedem însă cum va fi această centrare lungă. Fișteag reține însă fără probleme și ASU poate da drumul unui nou contraatac. Excelent Fișteag în această partidă, că de altfel și în toate cele în care a evoluat până acum, foarte sigur pe el, un jucător în vârstă de 19 ani, unul dintre juniorii înscriși pe foaie de Timișoreni. Și acum o lansare pentru Ghinescu. Mingea prea lungă și iese de acolo Căbuz și degajează. Mingea nu a ieșit în afara terenului, însă acum s-a fluierat un fault în atac, s-a ciocnit, cred, Taub sau chiar capitanul Gălan, unul dintre jucătorii oaspeților. Se cere intervenția echipei medicale și acum se va produce și cea de-a treia modificare din echipa alvioletă. Între timp i-am auzit pe suporterii politehnicii scandând și numele Rapidului, cred că pe placul lui Dan Alexa, care, după cum vă spuneam, se află la doar câțiva metri distanță. Noi urmărește cu interes această partidă de Liga a treia și, cum spuneai și tu, ASU se pregătește să facă o nouă schimbare. Tsugui așteaptă și el de minute bune la marginea terenului. Să vedem cine este cel care va fi înlocuit. Da, Vuce a chemat la margine de Sorin Brândescu. El iese, nu înainte de a se gratula acolo cu birou. Nu se grăbește, nici nu are motive să o facă. E totuși un avantaj fragil pe care el l-a adus în prima repriză. Golul din minutul 38 la capătul unei acțiuni personale pe flancul drept, aplaudat Ionuț Vucea. Cum spuneam, golgeterul lui Poli în acest tur de campionat, a cincea reușită pentru Ionuț Vucea astăzi, și a intrat așadar Andrei Tsugui la mijlocul terenului. Bilia apoi acolo pentru Taub. Da, chiar dacă mai avem câteva minute până la finalul partidei, nu știu dacă ne-am hazardat în a spune că Ionuț Vucea cred că a fost cel mai bun jucător de pe teren, bineînțeles și prin prisma faptului că deocamdată golul său este cel care face diferența, dar a fost un jucător care a ratat și foarte mult, a construit foarte mult pe banda dreaptă, un jucător cu un profil ofensiv și vă spuneam și cu o viteză aparte. Poate fi numit una dintre surprizele plăcute a turului de campionat, dacă tot vorbeam în prima repriză de concluzii, pentru că ne vom îndrepta invariabil spre finalul acestei partide. Să vedem însă din nou acțiunea acum a lui Ghinescu pe partea stângă, centrare puternică lui Ghinescu, mingea este deviată de un fundaș al sibienilor și tocmai de aceea și portarul Căbuz a fost indus în eroare, nu a ieșit pe centrare, astfel de devieri sunt foarte periculoase pentru că a fost o centrare șutată în forță cu efect. Iată-l acum pe birou care nu se poate abține și iată urcă în avamposturi și încearcă să scoată maximum din această fază. Cred că a și reușit o lovitură de la colțul terenului. Da, și se pregătește a treia modificare și în tabăra oaspete. La margine se află Răzvan Moisi, un junior, jucător născut în 1996. Vom vedea pe cine va înlocui. Până una alta, jocul continuă și un șut ratat al lui Marco Giuricic. A încercat să imprime efect acestui balon, dar efectul a fost nu chiar cel scontat. Așteaptă în continuare Moisi la marginea terenului. Deocamdată nu se produce această modificare. Ne aflăm în minutul 86 al acestei întâlniri. Acum iată iese numărul 11, Alin Gombar. Încă 5 minute așadar de jucat aici pe Știința, 5 minute din timpul regulamentar. Vom avea probabil și 3 minute de prelungire cel puțin pentru această repriză secundă. Se descurcă acum timișorenii la această fază, se descurcă și portarul Fișteag, presat acolo, a trimis în out și se pregătesc să reia atacul cei din Cisnădie. Ne apropiem ușor-ușor de a 8-a victorie din 8 posibile pentru ASU Poli Timișoara pe teren propriu, chiar dacă mai este de jucat cei drept. Timișorenii, fără greșeală, pe propriul teren, câteva sincope
oarecum și logice în deplasare. O minge care va fi repusă între timp din colțul careului de 6 metri. 3-0 cu Motru, așa a început povestea lui Aseu Poli în Liga a 3-a, în seria 4-a a Ligii a 3-a, un început entuziast, a fost o partidă foarte spectaculoasă în acea perioadă, era evident mult mai cald decât este acum, atmosfera a rămas însă la fel de călduroasă de la primul meci până iată la această ultimă partidă a turului. Fanii lui Aseu Poli și-au făcut datoria din plin, au și motive de bucurie, iată echipa este campioană de toamnă. Într-adevăr, cei din Cisnădie acum încearcă să construiască un nou atac. Iată, n-a găsit Poli drumul spre golul care se aducă liniștea pe acest final de meci. Probabil vom avea din nou momente tensionate, dar să vedem această acțiune. Urcă Marin pe partea dreaptă, trimite Marin în fața porții. A intervenit acolo Bădăuț, a încercat să devieze mingea în poartă, însă nu a reușit și încearcă să pornească un nou contraatac. Cei de la Măgura Cisnădie însă o pasă mult prea lungă pentru a fi ajuns de Paul Medeșan. Din nou au executat timișorenii din locul greșit această aruncare de la margine și centralul a cerut repetarea acesteia. Simplu a aruncat birou pentru Bilia, acum mingea la Gălan în stânga pentru Taub. Taub caută omul căruia să-i trimită, îl găsește, încearcă să-l caute pe Bădăuță, acolo pierde balonul, vârful împins al timișorenilor și calmează jocul acum cei din Cisnădie. Din nou pase în centru, o lansare acum pe partea dreaptă, însă s-a descurcat din nou excelent Carol Taub, combina acum cu Ghinescu, revenit iată la locul său pe flancul stâng, urcă și Taub, însă prea lung acest balon care este recuperat de vizitatori și păstrat deocamdată în posesie, deși sunt 5 jucători care fac acolo pressing la timișoreni, a fost aproape Giuricici de a fura această minge, o face acum însă ceva mai departe de poartă birou, însă nu a reușit să îl depășească pe acest Medeșan. De remarcat, cum am mai spus în câteva rânduri, această evoluție a lui Birău foarte bună astăzi și pentru că ne apropiem de finalul acestei ultime partide din turul campionatului, putem să trecem în revistă rezultatele de pe teren propriu. 3-0 spuneam cu Minerul Motru, 2-0 cu Metalurgistul Cugir, 3-1 cu CSO Filiaș, 2-1 cu Pandurii 2 Târgu Jiu, 3-1 cu Național Sebiș într-un derby în acea perioadă, 2-1 cu CSI Neu și acea victorie foarte, foarte frumoasă cu CSU Craiova, 1-0, o victorie reușită tot grație unui gol marcat de Ionuț Vucea în ultimele minute. Am intrat în prelungirile partidei, sau vom intra imediat, 3 minute s-au rătat de la margine și pregătită și a patra și ultima schimbare pentru timișoreni. Iată și oaspeții efectuează ultima schimbare. De la oaspeți este numărul 19 Marius Necula la margine, iar de la timișoreni numărul 15 Branimir Stefanovici. Acum se vor produce cele două modificări. Iese de la oaspeți numărul 16, Robert Popa, tot un jucător născut în 1997. Și de la timișoreni iese Marco Giurici și intră numărul 15, așadar Branimir Stefanovici. Interesant de văzut totuși pe ce post va evolua Stefanovici în acest final de partidă. Din ce-l văd, rămâne pe flancul drept, ca mijlocaș dreapta, pentru că postul său nativ de fundaș dreapta este acoperit foarte bine astăzi de birou și el unul dintre remarcații partidei fără îndoială, chiar dacă spuneai și de Vucea, dar și birou a avut o contribuție importantă la evoluția de astăzi a timișorenilor. Acum poliștii combină în propria jumătate cu fundașii centrali, o minge scoasă la mijlocul terenului la Marin, însă urcă foarte bine acest Medeșan, foarte activ și numărul 4 de la Măgura Cisnădie, care recuperează acest balon și menține presiunea formației oaspete, se descurcă acolo
Am impresia, Bara a fost cel care a rezistat atacurilor și o pasă pe care o încearcă Medeșan, o pasă în adâncime, care iese însă în out de poartă. Vrând nevrând avem parte din nou de un final care îi găsește pe oaspeți în jumătatea lui ASO, imagine cu care, după cum ai spus și tu în prima repriză, ne-am obișnuit, din nefericire. Să sperăm însă că astăzi nu va fi cazul unui rezultat negativ. ASO este foarte aproape de o nouă și ultimă victorie în meciurile oficiale din 2015, un 1-0 cu Măgura Cisnădie. Foarte importante cele 3 puncte în condițiile în care și rezultatul de la Cugir, înregistrat la pauză, 1-1, s-ar păstra pe tabela de marcaj. Am văzut un offside al lui Bădăuță, un final de meci ceva mai temperată pentru ASU și Măgura Cisnădie, parcă ușor mai relaxați jucătorii timișoreni pe final. Da, se recuperează acum la mijlocul terenului, iată-l pe Bădăuță întorcându-se cu fața la poartă. Bădăuță, o lansare pentru Ghinescu și din nou Căbuz, extraordinară și prestația acestui Căbuz, care a păstrat proporțiile scorului, i-a menținut practic pe cele de la Cisnădie în meci prin intervențiile sale, mai ales cele din repriza secundă. Așadar, Ghinescu, scăpat singur cu Căbuz, nu reușește să majoreze diferența și să aducă practic liniștea pentru timișoreni, deși mai sunt undeva la 30 de secunde după cronometrul nostru în această partidă, cu timișorenii în atac. Aleargă acolo Bădăuță și ajunge la acest balon în luptă acolo cu numărul 4, cu Medeșan. Bădăuță acolo la lângă linia de fund pierde până la urmă acest duel. Bădăuță foarte bine urcă acum Birău și un fault al noului intrat Marius Necula, cel ce vede și cartonașul galben, rămâne întins acolo Alex Birău. Și cu siguranță această lovitură liberă va fi ultima fază a acestei întâlniri, pentru că deja am depășit cele 3 minute. Să încheiem într-o notă pozitivă chiar din acest loc. Am impresia că a venit acea centrare a lui Sancu pentru Vucea. Un pic mai în spate. Da. Tot o victorie cu 1-0 a fost și atunci mă bucur că și astăzi suntem la doar câteva secunde distanță de o nouă victorie a celor de la ASU. În continuare primește îngrijiri medicale Birău, să sperăm că nu va fi nimic grav, chiar dacă nu mai sunt etape de jucat în acest an. Nimeni nu vrea să-și petreacă sărbătorile de iarnă prin, eu știu, prin spitale sau prin pe masa de operație, Doamne ferește. Da, acum cere centralul Kovaș din care îi cere targa pentru a-l scoate pe margine pe Birău. Și Marin e cel ce se află lângă balon. El se pregătește să arunce această minge din nou în careu. Marin nu aruncă mingea în careu, ci combină cu Ghinescu, venit în flancul drept și final de partidă pe Știința. 1-0 pentru ASU Politehnica, campioana de toamnă a ediției 2015-2016 în seria a patra. Iată victorii pe linie, cum spuneai, în meciurile de pe teren propriu, o performanță unică, cel puțin în seria noastră, aceasta din vestul țării. Stimați ascultători și vizitatori ai site-ului nostru, v-am fost alături pe tot parcursul turului de campionat cu meciurile transmise live de aici, de pe Știința. Sperăm că v-a făcut plăcere să rămâneți din două în două sâmbete alături de noi pe site-ul Radio Timișoara. Vă mulțumesc de aici, de pe Stadionul Știința, Claudiu Sav, căruia și mulțumesc pentru faptul că a fost alături de mine astăzi, și Gabriel Tot. Sărbători fericite tuturor, să ne reauzim cu bine în primăvară! Hai să punem niște lemne pe foc acum. Așa și stai că la 6 ani, la valor. Da, acolo nu-i mai tal, nu-i mai tal, o tentativă mai tal. Dacă dă drumul ăsta, la aici. Bine! Tinere, numai bine.
Aoleo, ce mână caldă ai! Nu știu dacă o faci la una la țâțe, cred că... Vezi că ți-a pus o foaie pe... la picioare, da? Nu știu că ai până pe aia. Mulțumim! Cred că e aia cu echipele, cu... Bine, ce-o fi? Asta ce se trage asta, mă, că e cu înjurături. Am capotat telefonul meu. S-a uitat Mița? Hm? S-a uitat Mița la Mița? Nu, Mița, cameramanul meu. Mița nu le are, cu de-astea. Mergem la tunel, da?